Bună seara și bine ați venit! Preacucerice Părinte Vicar Patriarhal, Preacucerice Părinte Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, domnule viceprimar, distinși reprezentanți ai primăriei sector 2, iubiți credincioși, evenimentul din seara aceasta este o continuare a celui început în seara precedentă și ambele sunt organizate în cadrul proiectului de educație cultural-religioasă sub semnul Sfintei Cruci, seri culturale la Parohia Mărcuța, aprobat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Proiectul aparține Primăriei Capitalei, inițiat de domnul viceprimar Cristian Popescu, care a susținut acest proiect și sper să ne susține în continuare, să fie un început. Mulțumim Primăriei Capitalei, mulțumim domnului viceprimar, mulțumim Centrului Cultural Mihai Eminescu, cu care colaborăm, mulțumim Protoieriei Sector 2 Capitală, care ne susține în derularea acestui proiect. În seara aceasta vom avea plăcerea să audiem corul Catedralei Patriarhale Tronos, condus de Părintele Arhidiacon Mihai Bucă. Cu bunăvoința dumneavoastră, vă rog să spunem câteva lucruri despre acest tron, acest cor. Grupul Saltic Tronos a fost înființat în anul 1997 la inițiativa Părintelui Arhidiacon Mihai Bucă, protosaltul Catedralei Patriarhale din București, și este format în special din tineri teologi, pasionați de muzică saltică, de tradiție bizantină. Grupul Tronos este unul dintre cele mai apreciate coruri din România, fiind implicat în dezvoltarea și promovarea muzicii bizantine pe teritoriul țării noastre. Sub conducerea dirijorului și a fondatorului său, a susținut concerte pe multe scene muzicale, în catedrale, în biserici, din țară și străinătate. Numele de Tronos, a fost dat grupului de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în anul 2007. Astfel, corul Tronos s-a format la strana Catedralei Patriarhare în jurul Părintelui Protopsalt Mihai Bucă. Sfintele slujbe, participările la diverse evenimente bisericești, concertele, repetițiile numeroase, imprimările audio au fost prilejul pentru membrii grupului să descopere și să aprofundeze tot mai mult cântarea psaltică, muzica de tradiție a Bisericii Ortodoxe. Toate aceste eforturi au condus deja la o emulație în rândul altor tineri și grupuri de muzică psaltică din țară. De aceea, se poate spune că, prin activitatea sa diversă, grupul Saltic Tronos a avut o contribuție însemnată la perpetuarea tradiției muzicale bisericești românești. Pentru membrii corului Tronos, atenția pentru acuratețea interpretării partiturilor este dublată de dragostea și respectul pe care cu toții le au față de mesajul textului liturgic, arătând astfel că melodia slujește cuvântului și rugăciunii. Mai ales în ultimii ani, grupul de salți al Catedralei Patriarhale a susținut numeroase concerte de muzică bizantină în țară și în străinătate și a imprimat mai multe compact discuri, ajungând astfel cunoscut în țară, cât și în afara ei. Grupul Saltic Tronos a primit ordinul Sanctus Stephanus Magnus din partea Preafericitului Părinte Daniel în anul 2013, luna decembrie, pentru întreaga activitate desfășurată de-a lungul timpului.
protopsalt al Catedralei Patriarhale din București din anul 1997, părintele arhideacon Mihai Bucă, copilul de altă dată al Mărcuței, cum îi place să se considere, este fondatorul și ziditorul corului Tronos. Pasiunea pentru muzică bisericească de sorginte bizantină, împletită cu strădania continuă pentru mai bună cunoaștere a tainelor acesteia, l-a făcut pe părintele Mihail un interpret fidel al muzicii saltice, preocupat și de transmiterea nealterată a tradiției muzicale bisericești românești. Aceste preocupări au fost împărtășite cu multă generozitate și salților din jurul său, cărora le-a insuflat aceeași dragoste pentru cântul saltic. Muzica sa însă nu este o simplă reproducere a vechilor melodii și partituri din manuscrise, la care de altfel recurge adeseori, ci mai curând o actualizare a acestora, ceea ce este deopotrivă un demers de recuperare și revalorificare a unei tradiții muzicale anterioare, cât și un act muzical creativ. De altfel, se poate spune că sfinția sa recompune muzica pe care o interpretează, mergând dincolo de textul muzical către un nivel mai profund, acolo de unde izvorăște melodia, pe care o redă apoi într-un duh de libertate, adaptând sau nuanțând, poate, anumite detalii, fidel însă la modul extrem duhului melodiei. De aceea, o cântare chiar bine cunoscută, mai deosebită sau mai simplă, va suna din gura sa ca nouă, vie, fastuoasă, departe de orice rutină și orice stereotipie. Acum vreau să vă prezint programul. Constă în cântări de muzice, de cântări saltice bizantine și cântări patriotice în cinstea eroilor și a martirilor, în număr de 11. Cu bunăvoința dumneavoastră le voi enunța. Prima cântare este Sfinte Dumnezeule, Trisaghion, glasul 1, de Ioan Palasis. Urmează cântarea a noua din Paraclisul Sfinților Martiri Brâncoveni. Mărturisiți-vă Domnului, Polieleu Aghioritic, glasul 5. Irmos, urechi au, stih calofonic, din Polieleul Robii Domnului, melodie de Balasie preotul și Terirem de Petru Lampadarie. Nu va lipsi balada Brâncovenilor, ca o continuare a piesei de teatru de aseară. Urmează Avem o țară, versuri Radu Gir, muzica Mănăstirea Diaconești, imnul eroilor, muzica Ionel G. Brătianu, versuri Ion Dormidont. Nu plânge Maică Românie, versuri găsite în ranița unui soldat căzuți în Carpații de Curbură în 1918. Muzica preot Cristian Alexandru. Crezul, versuri Radu Gir, muzica același preot Cristian Alexandru. Treceți batalioane, cântec patriotic din timpul războiului mondial din 1914-1918. Și Drum bun, drum bun, cântec patriotic din timpul războiului de independență al României 1877-1878, versuri Vasile Alexandri. De asemenea, ne vom bucura de momente poetice susținute de actorul Silviu Biriș, actor la Teatrul Național și teolog în anul 3, care desfășoară o frumoasă activitate pastorală. Vă mulțumim și vă urăm audiție plăcută!
Oh!
Albre covenească, mucenicească ceată, cu toții lăuzând-o, cântare să-i aduce. Pacea lui Hristos s-a mântuit și strâmbtorare prin lucrarea vicleanului, venind peste voi, ați îndrăznit înțelepților, pe Hristos mărturisind în priveliște și lumea biruind-o, împărăsiți în veacul veacului. Ați pentru-ncuvenii slăviți pe voie voții și mucenicii noștri să-i cinstim curând. Rupul spre viața veșnică, Mântuitorul vor dându-și sfinților, asemeni și voi, Mântuitorului v-ați adus, râncovenilor cinstitele capete și slava nezidită, ați dobândit-o mucenicilor. Ați pe Macabei legii desăvârșite, a mielului cinstitului să-i lăudăm cu toții. Capul pentru legea Domnului, ca Macabei vastă ia râncovenilor, ca bușarpelui celui viclean și trufianului, și momeala bărbătește călcându-le, și raiul și cununa nevește și tămoștenitule. Iți credincioșii să lăudăm cu râvnă, Dumnezeiasca pârgă a noastră către Domnul. S-ați câștigat voievozilor, la el mijlocine, încetat izbăviți-ne, de vrăjmașii nevăzuți și de cei văzuți, iertare de greșeale, de la stăpânul dăruindu-ne. Primiți viitorul mucenicia voastră, slăviți-lor cununa veșnică v-a făcut-o. Mucenicește și credința ținându-o, mucenicilor, celor de mult brâncovenilor, ați urmat și bărbăției acelora, cu care mântuire de la stăpânul mijlocii ține. Marcii prea curate, cinstindu-i adormirea, brâncovenea stăciată, cu ea la cel se bucă. Cei cu râvnă sfinților, după dreptate vă cistim pătimirile, pomenindu-ne Mântuitorului pururea, izbăvire din toate nevoile, și râvnă către dânsul și sănătate dăruiți-ne. Celui ce-a întărit pământul peste apă,
Aleluia, gândă. Aleluia, gândă, este
Oh.
țara mea de glorie, țara mea de dor. Brațele nervoase, arme de tărie, la trecutul-ți mare, mare viitor, iarbă vin în cupe, spumege bocalul, dacă fiți mândri, astele nutresc, deci rămâne stânca, deși moare valul, dulce rămâne, asta ți-o doresc. Vis de răzbunare negru ca mormântul, spata ta de sânge, dușman, fumegând și deasupra idrei, fluture cuvântul, visul tău de glorii falnic triumfând, spune lumii large, steaguri tricoloare, spună ce-i poporul mare, românesc, când s-aprinde sacru candida-i vâlvoare, dulce România. Asta ți-o doresc. Îngerul iubirii, îngerul de pace, pe altarul vestei, tainic sluzând, ce pe Marte în glorii să pălească în face, când cu lampa izboară lumea luminând, el pe sânuți vergini iute să coboare, guste fericirea raiului ceresc, tu îl strânge în brațe, tu îi fă altare, dulce Românie, asta ți-o doresc. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, tânără mireasă, mamă cu amor, fii tăi trăiască numai în frăție, ca nopții stele, ca zilei zori, viață în vecie, glorii, bucurie, fală și mândrie, suflet românesc, vis de vitejie, fală și mândrie, dulce România, asta ți-o doresc. La izvorul care tremură pe prun, unde prispa cea de brazde, crenci plecată o ascund, și în brațele întinse să alergi pe piept să-mi calzi, să-ți desprind din creștet vărul să rădic pe obraz, fruntea albă în părul galben, dar meu braț încet să o culci, lăsând rată durii mele, are tale buze dulci. Pe genunchii mei ședea vei, vom fi singuri singurei, iar în păr înfiorate or să-ți cadă flori de tine. Vom visa un vis ferice, îngânane vor cum când singurate ce izvoare, dulcea batere de vânt. Adormind de armonia codrului bătut de gânduri, flori de tei deasupra noastră o să cadă. Rânduri. Să mulțumesc părintelui arhidiacon Mihail Bucă de fiecare dată pentru delicateța și generozitatea pe care o investește în prietenia cu mine. Să mulțumesc organizatorilor, după cum ați observat, am ales Eminescu pentru că este printre noi, nu-i așa, unul dintre organizatori,
cu numele Mihai Cumbiscu și ca să fie așa în continuare acestui lucru minunat care ni se întâmplă astăzi sub umbra crucii și în prispa bisericii. O rămâi. Mai am un singur dor. În liniștea serii să mă lăsați să mor. La marginea mării să-mi fie somnul lin. Și codrul pe-aproape, pe tinsele ape să am un cer senin. Nu trebuie flamuri, nu voi sicriu bogat, ci împletiți un pat din tinere ramuri. Și nimeni în urma mea nu-mi plânge la creștere, nu. Doar toamna glasă dea frunzișului veșted. Pe când cu zgomot cad izvoare într-una, alunece luna prin vârfuri lungi de brad. Pătrunză talanga al serii rece vânt, deasupra întâiul sfânt se scuture creanga. Cum noi mai fi pribeag de atunci înainte, mor troieni cu drag aducerea minte. Lucifer ce răsar în umbră de cetin, fiind un prieten, o să zâmbească iar. Vageme de pate, al mării aspru cânt, căci eu voi fi pământ în singurătate. La steaua care a răsărit de o cale atât de lungă, că mii de ani au trebuit luminii să ajungă, dar poate de mult s-a stins în drum în depărtări albastre, iar raza ei abia acum lucii vederii noastre, icoana stelei ce-a murit, încet pe cer se suie, era pe când nu s-a zărit. Azi o vedem și mâine. Tot astfel, când al nostru dor pieri în noaptea adâncă, lumina crudului amor ne urmărește. Dintre sute de catarge care lasă malurile, câte oare le vor sparge vânturile, palurile? Dintre păsări călătoare ce străbat pământurile, câte o să le nece oare valurile, vânturile? De-i goni, fie norocul, fie idealurile. Te urmează în tot locul vânturile, valurile. Neînțeles rămâne gândul ce-ți străbate cânturile, zboară veșnic în gândul valurile, vânturile. Sparg zidul
Constantin.
blaze muritori, și unde stau de veacuri la oaltă, izboare voi și mulți cu fruntea în zări. Avem plăițe sfinte, altare și icoane, și candelar cu mii de pâlpâiri. Avem atâtea lacrimi și prigoane, că ne e plin pământul de martiri. Avem la bunda sfânt și viu cu Duhul, de cel ce-a stat ortodoxiei scurt. Și azi de vor chema să frânge apusul, va răsturna și creacuri de pământ. Avem pe Brâncoveanu pildă tare, că pruncii lui sub sabie au căzut, ca să-l păzească fără de schimbare, credința dreaptă care s-a născut. Avem Ardealul Sfânt, mormântul răstignirii, cu turnul sfânt de cald de cel viclean. Avem ierarhii sfinți pe Iancu și martirii, pe Horea tras, pe roată pentru neam. Azi iarăși te-au suit, vrăjmașii tăi pe cruce, Ardeal cu trei culori împodobit, scriind deasupra vina ta cu sânge, aceea că ortodoxia a iubit. Avem un rai de sfinți, întemniți dați la moarte și aruncați în groapă neștiuți. Dar astăzi în pământul la o parte ies moaște sfinte, zeghe grea de deținut. E jertfa lor de veacuri mărturia ce strigă din morminte până la noi. Să apărăm cu râd ortodoxia și acest pământ de sfinți și de eroi. Să apărăm cu râd ortodoxia și acest pământ de sfinți și de eroi. Patria ne-a fost pământul unde ne-au trăit strămoșii, cei ce te-au bătut pe tine, baiații de la robine, și la neașlof te făcură fără dinți, sinane în gură, și punând dușmani în juguri, ei au frământat sub pluguri sângele d'umbrăvii roșii. Asta-i patria străbună, unde au vitejit strămoșii. Patria. Patria ne e pământul celor ce suntem în viață, cei ce ne iubim frățește. Ne dăm în mâna românește, numai noi cu același nume, numai noi români în lume, toți cu aceeași soartă dată, suspinând cu toți deodată și având toți o bucurie. Asta e patria română și ea sfântă să ne fie. Patria ne-o fi pământul unde ne-or trăi nepoții și într-o mândră Românie de-o vrea cerul în vecie, s-or lupta să ne păzească limba, legea românească și să facă tot mai mare tot ce românismul are. Asta-i patria cea dragă și dăm patriei române inima și viața întreagă. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Ziditorul, dar mai cred și neamul meu, înrudit Domnul. Cred în sfinți, dar și în voinici. Cred în flori,
și în cremeni, deci tăcuții mucenici cu haiducii zgemeni. Dar mai cred că într-o zi, aspru din furtună, neamul meu se va trezi cu securea în mână. Și atunci ierte cel de sus, liftele spurcate, căci prin sânge și prin fier ne-au încroit dreptate. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Ziditorul, ce-a înfrățit în neamul meu Sfântul Crez cu dorul. Cine are părinți pe pământ, nu-n gând, mai aude și în somn ochii lumii plângând, că am fost, că n-am fost, orică suntem cu minți. Astăzi, îmbătrânind, ne dor de părinți. Ce părinți? Ce părinți? Niște oameni ce nu mai au loc de atâtea nevoi și de atât nenoroc, niște cruci încă vii, respirând tot mai greu, sunt părinții aceștia ce oftează mereu. Ce părinți? Niște oameni acolo și ei care știu dureros ce e suta de lei după actele lor, de-or fi tineri sau nu contează deloc, e albiră de dor să le fie copilul cu o treaptă mai domn de chinul impus. Și ce chin, ne somn. Chiar și acum când scriu, ca și când aș urla, eu îi știu și îi simt pătimit undeva, ne amintim și de ei după luni și săptămâni. Fii bătrâni ce suntem cu părinții bătrâni, dacă lemne și-au luat, dacă oasele-i dor, dacă nu au murit triști în casele lor, între noi și copii și părinți e o prăsină de câini și e umbra de plumb a preazilnicei pâini. Cine are părinți pe pământ, nu-n gând, mai aude și în somn ochii lumii plângând, că din toate ce sunt, cel mai greu e să fii nu copil de părinți, ci părinte de fii. Ochii lumii plângând, lacrimi multe s-au plâns, însă pentru potop încă nu-i de ajuns. Mai avem noi părinți? Mai au dânși și copii pe pământul de cruci? Numai om să nu fii umiliți de nevoi și cu capul plecat într-un biet orășel, într-o zare de sat. Mai așteaptă și acum semne de la strămoși sau scrisori de la fii, cum că ar fi norocoși, ci ca niște stafii ies la rare la porți, despre noi povestind ca de moșilor morți. Cine are părinți încă nu e pierdut. Cine are părinți, are încă trecut. Ne-au făcut, ne-au crescut, ne-au adus până aici, unde avem și noi înșinei noștri copii. Enervanți pot părea când n-ai ce să-i mai rogi și în cel resuși nițel pisăloci. Ba nu văd, ba n-aud, ba fac pașii prea mici, ba e nevoie prea mult să le spui, să explici, cocoșați, cocârjați într-un ritm infernal, te întreabă de știi de vreun șef de spital. Nu e așa că te apucă o milă de tot, mai cu seamă de faptul că ei nu mai pot, că povară îi simți. Și ei știu că e așa. Și se uită la tine ca și când te-a ruga. Mai avem. Mai avem.
scurtă vreme de dus pe conștiință povara acestuia pus. Și pe urmă vom fi foarte liberi sub cer. Se vor împuțina cei ce au și nu au și ne cer. Iar când vom începe și noi a simți că povară suntem pentru ai noștri copii și abia într-un trist și departe târziu, când vom ști disperați, vezi ce azi nu se știu, vom pricepe de ce fi uită curând și nu văd niciun ochi de pe lume plângând și de ce încă nu e potop pe cuprins, deși plouă mereu, deși pururea nins, deși lumea în care părinți am ajuns, de-o vecie mereu zguduită de plâns. Aminați-vă acest lucru.
Sferiți tot adevărul și le spuneți tuturor cum mărire frații noștri pentru neam și țara. Nu plânge mai că România, că am să mor nepărtășit. Un glanț porni spre pieptul tău, cu pieptul meu eu l-am oprit. Un glanț mărturisesc acest lucru pentru această bucurie a mărturisirii am primit. Mulțumesc frumos, Părintele Arhidiaconului din Bucă, tronosului alături de care mă simt foarte bine păzit, alături de care sunt în siguranță. Și aș vrea să vă mărturisesc că dragostea pentru poezie a venit în timp. E un moment de mărturisire. De fapt, asta și facem de fiecare dată când întâlnim unii cu alții, ne mărturisim unii altora. Și pentru că știm foarte bine că tot ce înseamnă frumusețe, sau și ce înseamnă frumusețe este Dumnezeu și că tot ce este frumos a început din dvorul bisericii, am să vă spun că și la mine tot așa s-a întâmplat. Din acea biserică pe care o numeam școală, ca să spun, îmi simțeam noi așa ocrotiți, de către profesori și într-o zi diriginta noastră ne-a spus chiar vă invit să citiți copiilor sau citiți noastră deși apoi copiilor, dacă se pare că e prea dură poezia, de a v-ați ascuns al lui Tudor Arghezi. O știți? Chiar vă rog frumos, Părintele Valerian, fostul actor Dragoș Pâzneanu, mi-a recomandat să vă recomand la rândul meu, lui nostru, să citim poezie, să vă apropiați din nou de poezie, de Coșbuc, de Arghezi, Eminescu, poezie. Și
mi-a citit, aveam 16-17 ani și noi ca adolescenții ne alintam pe acolo, nu că acum aș fi mai grozav. Și poezia aia ne-a mișcat pe toți, pe mine cel puțin, uitam așa la doamna dirigintă, o vedeam parcă pentru prima dată. Și o citea, eu v-am spus aceste minunate capodopere mesciene și Coșbuc și Gir și Păunescu, le-am recitat ca un actor. Ea le-a spus ca un intelectual. Și am deosebită plăcere să-i mulțumesc în fața dumneavoastră, pentru că ne cultivăm prin amabilitatea părintelui Mihail Bucă, o lungă prietenie și ne redescoperim în sânul bisericii. Este minunat după atâția ani, pe un profesor extraordinar. Profesor în cadrul Colegiului Național Mihai Viteazu din București, e alături de noi, o invit să se ridice, să o aplaudăm cu căldură, așa ca pe un dascăl extraordinar, Codina Săbulescu! Mulțumesc, Codina, pentru ceea ce ai pus acolo în sufletul meu la acel moment. Am început cu Eminescu, mi se pare normal să continui cu Eminescu, chiar dacă este ultima intervenție, glosă. Vreme trece, vreme vine, toate-s vechi și nouă toate. Da, ce rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate, nu spera și nu ai teamă. Ceva ca va nu trece, de te îndeamnă, de te cheamă. Tu rămâi la toate rece. Multe trec pe dinainte. În auz ne sună multe. Cine ține minte toate? Cine ar sta să le asculte? Tu așează-te deoparte, regăsindu-te pe tine în zgomote de șarte. Vreme trece, vreme vine. Nici încline ai limbă rece acum până gândirii, înspre clipa ce se schimbă pentru masca fericirii, ci din moartea ei se naște și o clipă ține poate. Pentru cine o cunoaște? Toate-s vechi și nouă toate. Privitor ca la teatru, tu în lume să te închipui, joace unul și pe patru, totuși tu ghici vei chipui și de plânge, de se ceartă, tu în colț petreci în tine și înțelegi din alorată. Ce rău și ce e bine. Viitorul și trecutul sunt a filei două fețe. Vede în capăt începutul cine știe să le învețe. Tot ce a fost, ori o să fie în prezent, le avem pe toate. Dar de-a lor zădărnicie te întreabă și socoate. Căci acelorași mișloace se supun câte există și de mii de ani încoace. Lumea-i veselă și tristă. Alte măști, aceeași scenă. Alte guri, aceeași gamă. Amăgit atât de adese, nu spera. Și nu ai teamă. Nu spera când vezi mișei la izbândă făcând punde. Te-or întrece nătărăi, chiar de-ai fi cu stea în frunte, teamă n-ai că tavor iarăși între dânsii să se plece, nu te prinde lor tovarăși. Ce val? Cavalul trece. Cu un cântec de sirenă, lumea întinde luci mreje, ca să schimbe actorii în scenă, te cuprinde în vârteje. Tu, pe alături de strecoară, din cărarea ta de afară, nu băga nici chiar de seamă, de te îndeamnă, de te cheamă, de te ating, să feri în lături. De hulesc, să taci, din gură. Ce mai vrei cu atale sfaturi, dacă știa lor măsură, zică toți ce vor să zică, treacă în lume cine o trece, ca să nu îndrăgești nimică.
rămâi la toate rece. Tu rămâi la toate rece, de te îndeamnă, de te cheamă, ce val cavalul trece, nu spera și mai teamă, te întreabă și socoate, ce e rău și ce e bine. Toate vechi și nouă toate. Vreme trece. Vreme. Fie la parade, fie la război, toți lângă mală, vrei să mergem noi. Fie la parade, fie...
pe spate cu armele în mâini. Steagul să lucească, pentru el trăim, țara să florească, pentru ea murim. Steagul să lucească, pentru el trăim, țara să florească, pentru ea murim. Înainte de a vă mulțumi, pentru că este vremea mărturisirilor și ca să ne despărțim într-o stare de spirit oarecum amuzantă, aș vrea să vă fac și eu o confesiune. Cu permisiunea Părintelor Arhidiacon, ne permitem că este acasă și lucrurile, în fine, vor rămâne aici, între noi. Aș vrea să vă spun cum și-a descoperit vocația. Era la liceul de chimie. Tatăl dumnealui, împreună cu tânărul Mihail, frecventa Biserica Mărcuța. Aici aveam doi cântăreți buni, teologi, notiști, care cântau foarte bine. Și tatăl dumnealui, a cărei văce o moștenește, părintele Mihai, cânta foarte bine și a oprit cam tot ce se putea după ureche, cum spunem noi teologii, cânta foarte bine. Însă, după ce a parcurs un an la liceul de chimie, așa, în vacanță, îl întreabă unul din cântăreți: ce faci, băi, Mihăiță, cum? Și tatăl: băi, ce să fac, e necăjit, nu-i place, e la liceul de chimie acum. Băi, n-ai vrea să mergi tu la școala de cântăreți? S-a deschis acum școala de cântăreți la Seminarul Teologic. Ce zici? Păi, da, să începem. Bun. Și atunci a venit la părintele Ioan Rășescu, parohul parohiei Mărcuța, și îi spune această doleanță: bine, hai să încercăm. Vine la seminar, acolo era director părintele Corotelo, cu care își permita părintele Roșescu, se cunoșteau, erau colegi, și îi spune: păi, ce-i cu tine, mă, Ioane? Păi, uite, am venit și eu, am un băiat. Când, mă, păi, a început de 3 zile examenul. S-au făcut înscrierile, vizita medicală, acum era proba de muzică. Da. Hai, mă, te rog frumos, băi, tu nu înțelegi, ai fost tu secretar, ai fost secretarul facultății, știi ce înseamnă, cum să dărâi. Păi, hai mă că vin cu dosarul, băi, nu se poate să fac dosarul, te rog să mă înțelegi. Băi, uite care, hai să facem un pact așa. Bagă-l un pic să vezi dacă se descurcă și vine la anul, dar să știi băiatul dacă așteaptă sau nu. Și l-a stricurat pe ușă repede, acolo a forțat părintele Ioan. În fine, s-a văzut în fața comisiei. Era părintele Fragolea, știți, un profesor foarte riguros, așa, la muzică. Sau cine? Vela, da? Vela. Trage și el un bilet acolo, toate trei cântări pe care l-au cântat, excepțional, că așa învățase aici după ureche, adică avea ureche, cum să spune. Și frumos, a impresionat comisia și vocea și... Și apoi așa o întâmplare, cred că i-a mai dat ceva. Și atunci Mihăiță și cu tupeu, și ce vrea să mai cânt? Nu e suficient, gata, și fuga. Băi, Ioane, zici că e bun, repede, fă dosarul, nu știu ce. Și a început pe urmă să facă dosarul, să facă vizita medicală și toate celelalte. Deci vreau să vă spun, iată cum își descoperă un om vocația, se putea pierde într-un domeniu alchimie, da, științific, care nu avea nicio tangență. Da. Părinte, parot, ați dat din casă. Suntem acasă. Suntem întrezibili. Da, să rămână, vă mulțumesc foarte mult. Așa a fost viața mea, istoria mea, nu prea-mi plăcea să învăț. Nu ca orice copil. Poate n-a fost îndrumată. Bine, poate mă dă doamna profesor acum și se supără de mine. Și eram un copil mai zbenguitor, așa, mă zbenguiam cam mult, jucam fotbal. N-aveam altceva în gând. Și Dumnezeu, atunci când vrea, te trage de obricușă și te duce unde vrea El. Chiar dacă tu zici nu, Dumnezeu știe unde te trimite, pentru că Dumnezeu știe locul fiecăruia.
cum spune și Pavel, oare toți sunt apostoli, oare toți sunt proroci, oare toți sunt învățători. De asta fiecare are vocația lui. Unul știe să cânte, altul știe să joace fotbal, altul știe să facă lucruri mari, altul știe să conducă. Lucrurile sunt diferite, darurile sunt împărțite. Și așa a fost istoria mea în această biserică, unde tatăl meu m-a închinat, să spunem așa, acestor ziduri vechi și mi-a insuflat dragostea lui pentru muzică. Niciodată nu era mulțumit de mine. Îmi spunea, cântă-mă! Și nu mulțumeam deloc. Și eram trist așa, într-un fel. Încercam să mergem pe la Mănăstirea Cernica. Căutam alte mănăstiri, căutam alte duhuri, alte stiluri. Atunci se cânta o cântare mai omofonă, cum știe și Părintele Vicar, care mi-a fost profesor, de altfel, și ne învăța foarte mult în școală. Că, măi, cântărețul face foarte mult. Cântărețul ține acest cult. Cântărețul, un cântăreț bun școlist, știe să aducă lumea după el. Știe să cheme lumea. Nu știam ce înseamnă la vremea aceea. Și aprofundând, deci m-am lăsat pur și simplu ca o barcă care merge. Că noi asta suntem în viață, suntem ca niște bărci care mergem și plutim. Nu știm unde ne duce barca sau vântul sau prentul. Și ajungem într-un liman. Pentru că fiecare liman își are limanul lui. Cum a spus și domnul Biriș, vreme trece, vreme vine, cum face domnul Biriș. Vreme trece, vreme vine. Și am trăit și vremurile mele. Dumnezeu m-a ajutat din aceste ziduri, pentru că am găsit și o fată din parohie, care stă la câteva ziduri distanță, soția mea, care mi-a dăruit 5 copilași. Dumnezeu m-a binecuvântat. A fost greu și cu tinerețea, pentru că umblam, trebuia să umblu foarte mult prin țară, să aduc oamenii în jurul meu, să lucrez cu acești oameni. Sunt mai multe categorii de oameni și mai vechi, care au plecat, sunt pe la diferite parohii și mereu trebuie să te reinventezi. Deci dacă vrei să meargă ceva în viață, trebuie să te reinventezi. Să nu faci în fișa apostolului. Dacă faci în fișa apostolului, rămâi în fișa apostolului, nu faci nimic. E niște bani și gata. Trebuie să lucrezi mereu, să perpetuezi ceva, să lucrezi cu oamenii, să-ți dăruiești ceva din eul tău, în orice domeniu, nu numai în muzică. Dar aici este nevoie de spiritualitate. Noi avem nevoie de... Noi trebuie să transmitem spiritual. Noi trebuie să transmitem din noi înșine. E cea mai pură artă, să transmiți din tine. Cea mai pură artă. Și atunci când transmiți din tine, te descarci de dragoste, dar o primești văzându-l pe cel care primește la rândul lui. Și asta a fost istoria mea de aceste ziduri. Îi mulțumesc tatălui meu care m-a părăsit. Mă rog pentru el. Nu pot să mă rog cât trebuie să mă rog, pentru că suntem mici. Dumnezeu trebuie să pună la noi în inimă dragostea aceea care trebuie. Cine are părinți? Pe pământ, nu în gând. Bucurați-vă de ei cât îi aveți în viață. La mine unul s-a dus. Mai am o mamă și 2 părinți de la soție. Bucurați-vă de părinți, pentru că și noi vom trăi ce au trăit ei. Eu trăiesc pe pielea mea văzându-l pe cel mare, care totuși intri în niște stări cu el. Fiind mai mare, ajungi să te mai documentezi în cele ale copilăriei. Și atunci am trecut de aceste ziduri. Aceste ziduri m-au ajutat. Aceste ziduri mi-au dat un viitor, o stare. Am cunoscut oameni frumoși, i-am în față. Am cunoscut foarte mulți oameni frumoși. Am cunoscut foarte mulți oameni importanți. Și mi-am dat seama cât de mult face muzica în biserică. Și a rămas pe latura muzicală în biserică. Și le doresc cu toată dragostea mea celor din corul Turons, care aici sunt decât o mică parte. Corul acum măsoară cam 70 de psalți. Iar atunci când avem anumite cântări, chemăm și din diaspore, adică chemăm din afara Bucureștiului, pentru că dragostea nu se face în sinea fiecăruia, și dragostea se transmite în mai mulți, în comuniune. Pentru că toți spun, l-am pe Dumnezeu în biserică, în biserica mea din suflet. Nu, ești egoist, omule. Crezi că Dumnezeu vine pentru tine? Dumnezeu vine pentru toți. Automat că vinești pentru tine, dar este un moment când trebuie să vii la biserică. Chiar dacă stai lângă ziduri. Cum a stat eu, probabil. Dumnezeu vine pentru toți. Deci vă mulțumesc foarte mult, părinte, să o iau așa în ordine, părinte, actual vicar, fost profesor, care m-ați îndrumat cu dragoste
Mulțumesc și Părintele Vicar, avem aici doi vicari. Mulțumim foarte mult pentru că ați venit aici să ne ascultați. Vreau să mulțumesc Părintele Roșescu, parocul de atunci, care la fel m-a cârmâit așa, fără să văd, fără să știu. Uneori unii oameni cârmâiesc așa, sensibil, și ajung unde trebuie. Mulțumesc Părintului actual paroh, care ne cheamă mereu. Vedeți că la Mărcuța de ceva timp, în aceste ziduri minunate, s-au făcut foarte multe lucruri și foarte multe acțiuni. Vă mulțumim. Părinte, ca și mine, de altfel, această stare vă obligă să continuați pe mai departe cu lucrurile frumoase. Deci un lucru bun te obligă să faci un lucru și mai bun. Deci vă obligă să mai faceți rate, nu cu noi, cu poetele și cu Silviu, care este un bun prieten. E și teolog, să dau din casă acum și eu. Este student. Domnul primar, vă mulțumim cu toți cei dragi pe care îi aveți și sunteți un om inclinat de frumos spre cultură. Vă dau foarte mult ca primarii de astăzi să fie inclinați către cultură. Știți bine la ce mă refer. Cultura înseamnă altceva. Vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim vouă, dragilor care mă cunoașteți, care nu mă cunoașteți, să fiți alături de noi în rugăciune. Și dacă noi cântăm patriotic, să nu vă zbindiți. Nu este Înfișa Apostolului, noi cântăm bizantin. Dar sunt vremurile de așa manieră încât asta simțim și asta cântăm. Altceva nu știm. Vă mulțumim! Dumneavoastră, mulțumim încă o dată domnului viceprimar al sectorului 2, Cristian Popescu, pentru ajutorul și sprijinul dat. Mulțumim invitaților, tuturor celor care sunteți aici de față și mai mult decât atât, să știi, Mihai, Neajia ne vede de acolo, din ceruri, chiar dacă este dincolo de ziduri. La viitoare, cu ajutorul Dumnezeu, vom organiza o altă seară duhovnicească în care vom vorbi despre Sfinți și să sperăm că tot așa număr mare ne vom aduna în jurul acestor ziduri, acestei biserici. Mulțumim încă o dată tuturor și pe aici. Codri pe plai, la vale, veneam un voinic la râd, în suflet cu Craiul mândru-al munților, iar confrunta moților. Sus, sus, sus la munte, sus, 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 sus la munte, sus, acolo și ne-am cuidus, la vidra de sub râșa scos cavalul și-n doină și-a plâns amarul. Mureșa păr argintie de fi să caz în robie să-l trimiți la mult.
ce zborăm, toți dușmanii ce zborăm, să știe mâna străină că și ea pata-i română, că și ea pata-i română. Sus, 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 la unde sus, 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 Doamne sus, acolo și ea plus, la vila de sus, 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 Doamne sus, 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 Doamne sus, acolo și iacu-i dus, la vita de sus. Strigă bărnuți din Sibiu, care de-a lunui pustiu, iar flăcă-i sunse și mii, strigă Iancu de la munte, nu te teme, măi accente, și eu vin de la munte. Sus, 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 Doamne sus, 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 Doamne sus, acolo și am plus, la vida de sus. Sus, 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 Doamne sus, 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 copii de stradă și ne mai întâlneam pe aici, ne mai certam. Și acum îl văd aici lângă mine, lângă ziduri, și părinte este lângă ziduri. Vedeți? Aceste ziduri au un impact puternic, sunt foarte puternice. Aici este foarte multă rugăciune. Cu oamenii care au venit aici, chiar vă recomand, care sunteți din cartier și aproape de această biserică, veniți bară să vă reculegeți, dacă nu veniți la slujba. Așa, treceți puțin să vă reculegeți lângă aceste ziduri, să vedeți ce forță vă dau aceste ziduri, pentru că aici a fost rugăciune, foarte multă rugăciune și foarte mulți oameni sfinți au trecut în aceste ziduri. Și vă recomand cu căldură, pentru că ele, dacă ar putea vorbi, ar spune multe. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim grupului Tronos, mulțumim domnului Silviu Miriș, mulțumim dumneavoastră, vă dorim o seară binecuvântată și vă așteptăm cu mult drag în următoarea seară domnicească.